Adăugăm alte argumente din Epistola către Galateni că mântuirea vine doar prin credință. Nu-i așa că nu există ceva mai drăguț decât un bebeluș? Mai cu seamă când ieși din familie, nu? Dar credeți-mă, nu e nimic drăguț să vezi un adult comportându-se ca un bebeluș, chiar dacă e din familie. E de-a dreptul jenant și chiar penibil. Ce vreau să spun? Când alegem să trăim sub lege, vom fi mereu frustrați, iar creșterea noastră spirituală nu va depăși stadiul de prunc. Pe câtă vreme, libertatea în Hristos ne asigură creștere și maturizare. Dacă te încrezi în Iisus Hristos, vei avea ceva ce biserica, religia, cu atât mai puțin legea, nu îți poate oferi, și anume, privilegiul de a fi numit copil al lui Dumnezeu și autoritatea ce decurge de aici. Când s-a lucrat la traducerea și editarea Noului Testament din originalul grecesc, traducătorii nu s-au atins de cuvântul Abba. E atât de intim, de personal. Înseamnă tăticul meu. Sigur, nu vorbim în felul acesta cu Dumnezeu. El este măreț, perfect, sfânt, atotputernic. Dar Duhul lui Dumnezeu așa îi se adresează. De fapt, dacă e să o luăm cronologic, vedem că așa i s-a adresat întâi Domnul Iisus. Marcu 14, versetul 36. Ava, adică tată, ție toate lucrurile țin cu putință. Totuși facă-se nu ce voiesc eu, ci ce voiești tu. Apoi așa îi se adresează Duhul Sfânt. Galateni capitolul 4, versetul 6. Pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său care strigă Ava, adică tată. Și cu aceleași îndreptățire și naturalețe îi se pot adresa și copiii să-i răscumpărați. Roman capitolul 8, versetul 15. Voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică tată. Fiind în Hristos și având în noi Duhul Său, vom avea mereu proaspăt și clar în minte și inimă, mai cu seamă în vremuri grele, cât de dragi și apropiați suntem Tatălui și cât ne iubește El. Când ești de drept copilul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt practic scoate la iveală din străfundurile dumnezeirii și ne pune la dispoziție, împărtășește cu noi comori pe care nimeni nu le-a văzut și cunoscut încă. Vezi și 1 Corinteni 2, versetele 9 și 10. Duhul Sfânt ne învață, ne amintește și ne deslușește cuvântul lui Dumnezeu pe înțelesul fiecăruia. Când îi aparții cu adevărat lui Dumnezeu, Duhul lui confirmă Duhului nostru că îi aparținem lui. Vezi și Romani 8, versetele 11 la 16. Una dintre dovezile că suntem copiii lui o reprezintă dorința, grija noastră de a trăi corect, drept, sfânt. Poate că vi se pare că firea, carnea, ne cam biruie, dar asta nu ne va face indiferenți, blazați și cu atât mai puțin fericiți. Când ne dăm seama că am deviat de la calea lui Dumnezeu, ne întoarcem și strigăm cât putem: Aba, o, tată, iartă-mă, ajută-mă, primește-mă, tăticul meu. Unii spun că trebuie să fii sfânt de-a binelea și cu adevărat ca să poți experimenta și exprima o asemenea intimitate cu Dumnezeu. Dar nu e chiar așa. Când ești fiu de Dumnezeu, chiar de curând întors la Dumnezeu sau slab în credință, îi aparții cu certitudine lui, îl poți chema cu încredere și el îți va răspunde. Legea nu îți va acorda niciodată acces liber la Dumnezeu, pe când acum îl ai. Continuăm data viitoare.